Holy Grail. Bună ziua, dragii mei, și bine ați revenit aici pe canalul meu de YouTube, unde astăzi am pentru voi un tutorial de machiaj. După cum vedeți, un machiaj foarte îndrăzneț, în culori foarte vibrante, mov, albastru și nu numai. Un machiaj pe care l-am realizat cu una dintre paletele din colecția mea, una dintre cele mai dragi palete ale mele, și anume aceasta de la Makeup Revolution în colaborare cu celebra youtuberiță Tami. Este vorba despre paleta Tropical Carnival, care mi-e dragă de nu mai pot din două motive. Un motiv este faptul că este pe gustul meu, conține farduri, imediat vă arăt, foarte puternice, foarte colorate, ca pentru un carnaval, așa cum îi arată și denumirea, iată, acestea sunt. Sunt culorile cu care eu m-aș machia mereu. Îmi plac aceste culori îndrăznețe, îmi place să mă machiez cu astfel de culori. Abia așteptam să vină vara să pot să le folosesc. Și vă spuneam că un al doilea motiv este faptul că paleta aceasta a fost foarte așteptată, pentru că am văzut-o pe YouTube, mi-a plăcut foarte mult, dar n-am putut să o comand aici, întrucât anul trecut, pe vremea când eu mi-o doream, nu exista în România, și așa că am comandat-o din Londra și a venit foarte târziu și am dorit-o cu atâta ardoare. A venit, cred că, în vreo lună, așa, și am așteptat-o și am tânjit după ea, așadar n-avea cum să nu-mi fie foarte dragă. Așa că dacă vreți să vedeți cum am realizat acest machiaj foarte îndrăzneț, rămâneți aici pe canalul meu de YouTube și eu vă doresc vizionare plăcută! Bună! Eu mi-am pregătit deja tenul, fața, mi-am machiat fața. Am folosit acest primer de la Radiant, un primer transparent. Fondul de ten pe care îl știți deja, Wet n Wild, în nuanța Golden Beige. Burețelul meu de la Wet n Wild, care este un pic murdărel și un pic cam crăpat, trebuie să-l schimb de acum. Și am setat totul cu pudra mea translucidă de la Radiant, pe care o știți din alte clipuri. Mi-am făcut conturul obrajilor cu palețica de la Essence, cu această nuanță mai închisă la culoare. Și ca blush l-am folosit pe acesta de la Trendy Tap. Am folosit concealerul de la L'Oreal Infallible în nuanța Biscuit și mi-am făcut sprâncenele cu ajutorul unui creion de la Wet n Wild, un creion medium brown, și cu mascara de sprâncene de la Radiant. Și cam asta despre machiajul feței. Trecem la machiajul ochilor, pe care vrem să-l realizăm în acest tutorial, și cu ce, dacă nu cu palețica de la Makeup Revolution, despre care deja v-am vorbit, în colaborare cu Tami, marea youtuberiță Tami. Și aceasta este palețica. Este minunată, culorile sunt foarte, foarte vii. Avem acel rând plus cel din mijloc, mai puțin una, sunt toate culori mate și restul sunt sidefate. Sunt pe sufletul meu, sunt pe gustul meu, sunt puternice, sunt vibrante și astăzi vom folosi această nuanță sidefată, aceasta probabil, un albastru mai închis, mai pentru colțul extern al ochiului, negru, să vedem dacă îl folosim. Pe acest verde lime, așa, o să-l folosim în colțul intern al ochilor și probabil că vom aplica și acest mov. Încercăm mai multe nuanțe să vedem ce iese. Am mai încercat-o, vă dați seama, am mai făcut machiaje cu această paletă. Toate sunt extraordinare, se blenduiesc frumos. Mi-am adus și pensulele aproape, cele de care am nevoie, și să începem machiajul. Prima nuanță pe care mă chinui să vă arăt este aceasta, cu o pensulă de la Ebelin, și
mă voi ocupa de pliul pleoapei, de, să zicem că este o culoare de tranziție, pe care o să o difuzăm frumos așa, în pliu și mai sus de pliu. Bineînțeles, cu mișcări de tapotare și apoi de du-te vino și circulare. Trecem și la ochiul celălalt și procedăm în același fel. Mai adăugăm puțin, astfel încât să ajungem la aceeași culoare la ambii ochi și ducem această culoare cât mai spre colțul extern al ochiului, conturându-l. Cam atât cu această culoare de tranziție. Trecem la următoarea nuanță, care este tot un mov. Mi se pare mie că e un pic mai închis, deci o să-l concentrez mai mult pe colțul extern al ochiului cu o altă pensulă, mai de detaliu, și o să-mi conturez colțul extern al ochiului și pliul mai ales, dar o să pierd această culoare mai mult în pliu, mai exact până în colțul intern al ochiului. Dar mă concentrez pe zona pliului. Dacă o să vedeți pe cineva că se mișcă în dreapta, cum vă uitați, să știți că nu sunt singură în cameră și n-am putut să controlez toate mișcările. Trecem și la ochiul celălalt și procedăm în același fel. Marcăm V-ul extern al ochiului și pierdem culoarea în pliu spre colțul intern al ochiului. Și revenim la pensula de dinainte și blenduim frumos cele două culori, astfel încât să nu am nicio linie dură, ci ele să se piardă una în alta. Și revin la cealaltă pensulă cu care am luat culoarea mai închisă și cam asta e ce se conturează pe pleoapa mea. Trecem acum cu aceeași pensulă, trecem la acest albastru mai închis, pentru că simt nevoia să închid și mai mult colțul extern al ochiului și cu ce dacă nu cu acest albastru frumos și încerc să vin pe aceeași zonă în care am venit cu cealaltă culoare de dinainte. Mai adăugăm puțin astfel încât să închidem cât mai mult această porțiune a ochiului și putem să o închidem cât de mult dorim. Puteam să folosesc și un pic de negru din paletă, dar data aceasta am zis să rămân doar cu mov și cu albastru și o pierdem și pe această nuanță în pliul pleoapei. Vedeți că mă duc exact până în colțul intern al ochiului. Îmi conturez întreaga pleoapă mobilă. Revin din nou la pensula anterioară și mai blenduiesc culorile astfel încât ele să pară că se topesc una în alta. Trecem și la ochiul celălalt și procedăm exact în același mod. Voi lua acum o pensulă curată și voi curăța puțin zona de deasupra, dar mai revin puțin la ochiul acesta, simt nevoia să-l închid mai mult ca să fie la fel cu celălalt. Și revin de fiecare dată la pensula de blending, pentru că ăsta este secretul unui machiaj frumos realizat. Elimin puțin și surplusul din părți și surplusul de deasupra și mă privesc să văd dacă sunt simetrici ochii. Nu sunt, deci mai adăugăm puțină culoare. Mai departe am decis să mă folosesc de un creion alb pe care eu l-am topit. Este vorba despre creionul Jumbo de la NYX în culoarea Milk. L-am topit în acest borcanel ca să-mi fie mai ușor să-l iau cu pensula și am să-l dau pe pleoapa mobilă pentru a-mi o pregăti, să spun așa, pentru fardurile sidefate. Pentru că această pastă, practic, mă ajută să creez niște culori mult mai vibrante decât sunt dacă mai era nevoie. Și merg cu acest alb până aproape de albastrul din colțul exterior al ochiului și până în pliul pleoapei. Practic, facem un fel de cut crease, să zicem, dar fără precizie. Estompăm puțin trecerea spre albastru și trecem la culorile sidefate și o să alegem două nuanțe de mov, un mov mai deschis și unul mai închis, pe care o să-l punem pe cel deschis spre colțul intern al ochiului și pe cel mai închis spre colțul extern, spre, mai exact spre albastrul închis mat. Începem cu cel deschis din colțul intern al ochiului și îl tapotăm repede până nu se usucă primerul acesta alb, să-i spunem, și merg cu el până pe jumătatea pleoapei. Nu știu cât de bine se vede pe cameră, dar este un mov deosebit de frumos.
În felul acesta evităm fallout-ul. Nu prea am văzut la această paletă, mai mult la culorile mate, să aibă fallout. La cele sidefate nu. Adăugăm și movul acela mai închis, vedeți, între cel deschis și albastru închis mat. Vin cu acest mov frumos ca să am un degrade de la deschis spre închis, dar simt nevoia să iau acest fard și cu degetul, pentru că, după cum știți, se aplică cel mai bine cu degetul un fard sidefat. Mi-am adus și șervețel aproape. Sunt pregătită pentru orice și revin la pensula pe care mai am un pic din albastrul închis, deci fără să mai iau produs. Vin să retușez puțin pliul cu ce-a mai rămas pe pensulă și, evident, colțul extern al ochiului și mă joc cu aceste culori pe pleoapa mobilă până ajung la rezultatul dorit. Le îmbin una în alta, frumos. Acolo simt nevoia să mai iau un pic de albastru închis. Deci puteți să vă jucați cu aceste nuanțe până sunteți mulțumiți de rezultatul dorit. Iată, mă folosesc și de deget pentru a-i stompa culoarea închisă și revin de fiecare dată la pensula de blending pentru a-i stompa trecerile dintr-o nuanță într-alta. Și cam ăsta este rezultatul la acest ochi. Procedăm în același fel și la ochiul celălalt. Aplicăm baza aceasta albă, care este încă o dată de fapt un creion pe care eu l-am topit. Am văzut și eu acest truc pe YouTube. Este mult mai practic. L-am topit într-un borcănaș, îl iau frumos de acolo cu pensula și e mult mai ușor de aplicat decât dacă îl lăsam sub formă de creion. Cam așa arată pleoapa superioară. O să trecem imediat la pleoapa inferioară și pentru asta am nevoie de o pensulă pe care am murdărit-o și apelez la un burețel pe acela de la Sephora, de curățat pensulele. Și voi apela la movul acesta din colț deschis pentru a-mi da un pic de culoare și la pleoapa inferioară, să creăm simetria cu pleoapa de sus. Și cum această pensulă mi este foarte, foarte dragă și aplică foarte bine, de aceea am recurs la o curăța așa, în modul acesta. Și această culoare o aplic aici pe pleoapa inferioară, mergând chiar până mai jos și mă ridic puțin cu această nuanță până pe pleoapa superioară ca să fac legătura cu ea. Trecem la tuș, evident tușul de la Inglot 77, pe care îl aplicăm cu o pensulă subțire, mică și în colț așa. Vă spuneam, creionez întâi pleoapa inferioară aproape de baza genelor și apoi urc cu linia, așa procedez eu, nu știu dacă e tocmai corect, mi-așa îmi vine bine să fac, și merg aproape de linia genelor, oricum nu precis, pentru că vin și estompez cu o altă nuanță și vin și setez acest tuș cu albastrul închis, la fel foarte, foarte aproape de baza genelor, exact pe unde am dat cu tușul negru, astfel încât voi seta acest negru și îl voi face puțin mai puțin intens. Vin apoi și mai blenduiesc un pic cu movul deschis de mai înainte, ca toate culorile să se amestece frumos și armonios unele cu celelalte. Cam așa arată un ochi. Trecem și la ochiul celălalt și procedăm, evident, în același mod. Cam acesta este rezultatul final pentru pleoapa inferioară. Și acum e momentul să trasăm codița de eyeliner în sus prin prelungirea cu liniuța de pe pleoapa inferioară, mergând cu acest tuș până în colțul intern al ochiului, descrescător să zic așa, sau de la gros la subțire. Revin la această pensulă și setez și partea de sus, vedeți că am puțin fallout. Vreau astfel să estompez negrul acesta al tușului, dându-i cumva o tentă de mov închis. Eliminăm excesul de fard, care s-a dus perfect pe vârful nasului meu. Și ăsta este rezultatul la ochiul acesta. Urmează să trecem și la celălalt. Acesta este rezultatul final pentru ambii ochi. Bineînțeles că nu mi-au ieșit codițele egale, dar nu se vede din avion. Și eu simt nevoia să mai vin cu un pic de albastru, și anume un albastru sidefat de data aceasta.
și să-l aplic tot pe liniuța de tuș, pentru că nu sunt mulțumită de rezultatul fardului anterior și vreau să-l fac mai puternic. Cred că ar fi fost mult mai bine dacă apelam la o picătură de Duraline cu care îmi puteam crea o frumoasă culoare și o aplicam acolo, dar rămâne pentru data viitoare. Iată, ăsta este rezultatul. Vin și blenduiesc un pic și fardurile de pe liniuța de tuș. Eu mă declar mulțumită. Să vă dau puțin mai aproape să vedeți. Îmi pare rău că trebuie să-mi vedeți și cearcănele și ridurile. Am zis că nu vreau să-mi trădez vârsta, dar o fac. Da, îmi place ce a ieșit. Acum trecem la o pensulă foarte mică. Intenționez să pun ceva în colțul intern al ochiului și voi spreia această pensulă cu un pic de spray de fixare a machiajului de la Makeup Revolution și voi folosi o culoare turbată și anume acest galben verde lime, nu știu cum să-l numesc, pe care îl vom pune în colțul intern al ochiului pentru a-l ilumina. Cam ăsta este rezultatul și cu colțul intern al ochiului iluminat. Vă dau mai aproape să vedeți strălucirea din ochii mei cei tineri. Mie îmi place ce a ieșit. Acum am la dispoziție două creioane cu care aș vrea să-mi creionez linia apei. Amândouă sunt de la Seventeen în două culori foarte frumoase, un mov și un albastru și pe care să-l folosesc pentru că am ambele culori în machiajul meu. Cred că o să apelez la acesta albastru și creionăm linia apei, dar vin să o setez și cu acest fard albastru pentru a-l ține timp mai îndelungat pe linia apei. Practic îi dă rezistență fardul. Iată ce culoare frumoasă am obținut la ochi. Nu vă uitați la riduri. Trecem la gene și le vom curba și le vom rimela cu rimelul de la Sephora, care nu prea îmi place, după cum ați văzut într-un alt clip al meu. Nu prea îmi place foarte mult pentru că încarcă foarte mult genele și deși am încercat să-l mai las deschis, să se mai usuce, tot apos este și oferă volum, dar le încarcă prea mult. Asta este, am zis că o să-l consum, o să elimin excesul de pe pensulă. Nici pensula nu este ceea ce îmi place, este prea mare, nu e pentru genele mele care sunt mici, scurte și rare. Dar îl vom folosi, așa după cum am promis, am dat bani pe el, îl consumăm. Mă chinui să dau și genele inferioare, dar veți vedea că voi apela și la rimelul de la Essence, Lash Princess, care îmi oferă, pe lângă volum, îmi oferă alungire și mai curăță puțin din surplusul lăsat de mascara de la Sephora. M-am murdărit un pic acolo, dar veți vedea cum procedăm. Luăm un spoolie de la un creion după ce s-a uscat culoarea și vin și îndepărtez fără nicio problemă. Totul e să aveți un pic de răbdare. Trecem la buze și ce să folosim decât rujul de la Maybelline în nuanța 95 și o folosim ca bază. Mă gândesc că se potrivește perfect cu machiajul ochilor. Îndepărtez balsamul de buze și aplicăm rujul de la Maybelline, care este un ruj, după cum știți, care îmi place maxim, foarte rezistent, îl îndepărtez cu greu seara când mă demachiez. Și îl punem ca bază, dar pentru că simt că este puțin cam închis pentru mine, veți vedea că îl voi combina pe mijloc cu un alt ruj într-o nuanță mai deschisă și sidefată de data aceasta, pentru că acesta, baza, este un ruj mat. Eu voi aplica și puțin ruj sidefat doar pe mijlocul buzelor. Acest ruj de la Milani, îl știți, l-ați mai văzut și îl vom aplica, după cum v-am spus, doar pe mijlocul buzelor ca să creez un efect de ombră. Și vom estompa acest ruj cu degetul, asigurând trecerea frumoasă spre rujul mat. Și cam acesta este look-ul final. Mie mi-a plăcut ce a ieșit, îmi place foarte mult ce a ieșit. Paleta este iubirea mea și vă recomand cu mare drag. Dacă v-a plăcut acest machiaj, vă rog să-mi arătați printr-un like.
Dacă nu v-ați înscris, vă rog să o faceți, evident, și vă aștept în comentarii să stăm de vorbă, ca de fiecare dată. Până data viitoare, vă pup și vă iubesc!